Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM Ne apropiem de sfârșitul acestui an. Misiunea Verde mai are doar două ediții din acest sezon, așadar m-am gândit să le facem speciale. Alex Dima, jurnalist cu ștate vechi, membru al echipei România Te Iubesc, este alături de mine la Misiunea Verde. Bun găsit, Alex, și îți mulțumesc că ai acceptat această invitație. Mulțumesc, bine te găsit. Astăzi ediție specială, vom fi împreună toată emisiunea, până la capăt, așa că să le spunem ascultătorilor să rămână pe recepție, să rămână alături de noi. Așa să vorbim despre despre mediu. Noi la Emisiunea Verde, adică eu la Emisiunea Verde, vorbesc despre mediu și despre sustenabilitate, încerc să găsesc lucruri bune. E destul de dificil, dar este sfârșit de an. A fost un an Greu din toate punctele de vedere și nu doar pentru România ci pentru întreaga lume. Uh, hai să intrăm direct în subiect și să vorbim despre gunoiul din România. Oh, ce bine am început sfârșitul da, nu? Păi, <laughs> hai să vorbim p despre gunoi. Păi, asta e România e țara gunoielor, din păcate. Și ultima ta anchetă, cea de la Baia Mare, nu știu dacă e cea mai gravă, dar este din Punctul meu de vedere extrem de relevantă pentru România. Găsim acolo tot ce. Um, nu ne trebuie. Da, a fost așa. O fotografie în mic despre cum arată tot tabloul. E, poza asta poate fi repetată pe județe dacă vrei. Um, cumva am, am tăiat în secțiune așa, acolo, la, la Baia Mare, pentru că am văzut uh, mai toate instituțiile statului care ar trebui să se ocupe de gunoi de această poveste și le-am văzut în toată goliciunea lor și ți se ridică așa pe mână când te gândești că oamenii ăștia conduc, te revoltă când știi că ei pleacă și bă, nimeni nu-i nu au fost trași nu nimeni. Da. Exact. Ei -a Există job description. Acolo, ca să spunem un pic despre ce este vorba, este o groapă de gunoi, celebrul Smith, sistemul de management integrat, o poveste pornită prin 2000 ceva, când ne pregăteam de Uniune și am intrat în Uniune și ne-au zis să făceți-vă curat în țară și închideți gropile de gunoi de la marginea comunelor, satelor, orașelor și așa mai departe. Și pe asta s-au apucat și să facă acolo. Au tot căutat cei drept comunitățile nu și-au dorit o groapă de gunoi, în cele din urmă au găsit un spațiu unde să facă o groapă de gunoi la Fărcașa, pe dealul care se cheamă urniturii, dar asta n-a stârnit nimănui curiozitatea sau vreun semn de, de întrebare. Se se, ce se cheamă da. așa? În fine, și s-au apucat, au fă, băgat foarte mulți bani acolo, dar s-au urnit și groapa aia nu este gata. Vorbim, Alex, nu doar despre faptul că avem niște oameni care conduc și care, mă rog, că păi nu, asta... nu le pasă. Avem așa studii de fezabilitate făcute da, pe genunchi, da, da, și nu doar acolo. Toate acolo documentele. Exact. Ce avem DNA, avem tot felul de instituții care au intrat pe fir și acolo au rămas să firul. Uh, dar ce voiam să spun este că uh, sunt oameni care au pornit această poveste și nu i-a tras nimeni. Adică uh, oamenii s-au dus mai departe în viață fără să fie trași la răspundere, fără să fie ceva mustrări de conștiință. Și cu subiect și predicat, domnul uh, man este uh, cel care a pornit uh, povestea. Era președinte de Consiliul Județean că Povestea e dusă de Consiliul Județean acolo. Acum este vicepreședinte la ANR, Cei cu energia. Da. cum uh -huh. așa. Păi un așa salari, se întâmplă. Când un faci o prostie, foarte, e, de duci mai sus. Foarte bun. După aceea, e un domn care a condus și dumnealui s-a retras și avocat. Părmă este încă un domn care este deputat PSD uh, și. Uite așa. Și acolo au rămas cu această rană și sunt nevoiți de ani de zile să-și ducă gunoaiele la sute de kilometri cu camionul, ceea ce înseamnă poluare. Și la intrare în Baia Mare a un munte de gunoi pe care cu greu reușe să-l gestioneze. Din păcate, pentru noi asta nu e doar o situație, cum spuneam, e relevantă, cred că pentru toată lumea. Și dacă pleci, da, da. Dacă, dacă pleci doar cu trenul de aici din București, te duci până uh -huh. la Brașov, ai să vezi mulți de gunoi uh -huh. stânga-dreapta și este uh, aproape la fel. Sunt doar câteva orașe care au reușit să facă câteva lucruri. Finlanda, de exemplu, sau țările nordice, am fost acolo, reușesc să facă din gunoi. ce e cotat? De ce te duci am să vezi că în altă cu ochii parte? Mei. Am vrut să văd cu ochii mei. Și care este sistemul și cum funcționează sistemul. te-ai nu, nu mai plecați. Eu sunt un om optimist și din țară, Nu mai ieșiți din sat, că uite ce Nu avem bun. nicio soluție, Alex. spunem. Da, Ba da, soluții sunt. Cum să nu fie? Păi atunci am fost în Finlanda și care e soluția acolo? Hai să le aplicăm păi, și soluția noi. soluția acolo este, în primul rând, descentralizarea. Ah, da. În al doilea rând, responsabilitatea autorităților. Nu în ultimul rând, educația. I, 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 ce fapt au ei aici? și ce ne avem noi? Educație. Atât. De, de aici pornim. Păi, de la educație și de la uh, sentimentul ăsta de a-ți face datoria acolo unde ești și de a simți că faci parte dintr-un mecanism. Uite, acum de curând am dat la 1 decembrie și la România te iubesc pe Alexandru Tomescu, violonist. Uh -huh. Și care îmi spunea, am discutat multe și am discutat despre România și zis, uh, România este așa cum vrem noi să o facem. Vrem să o facem Elveția? O facem Elveția Vrem să o facem o groapă de gunoi? O facem o groapă de gunoi Hai să vedem ce vrem să facem noi din România Și mai ales cu cine Revenim în câteva clipe cu Alex Dima, reporter la România Te iubesc. Am revenit, suntem la Misiunea Verde Invitatul meu de astăzi în această ediție specială este Alex Dima Un jurnalist pe care îl prețuiesc foarte mult și cu care mă știu de Ceva vreme Nu spunem câți ani atunci când făceai reportaje Știi de, câți ani. de știm de câți ani, de foarte mulți ani, cumva asta ne-a unit, faptul că ne-am întâlnit într-un context în care erai, trebuia să fi premiat pentru un reportaj despre defrișările din România Așa este Ți-aduce aminte? Da, acum mi-aduc aminte N-ai luat premiu atunci, mi se pare, dar am venit la tine și ți-am strâns mâna și ți-am spus Da, mă, uite, mi-aduc aminte și mai bine da, mie îmi prea îmi place asta cu premii. Eu zic a, că merită și... câteodată. Mai avem la asta. Eu? Păi dacă -am luat... <laughs> eu cred că premiul no, mai mare a dar fost dar că hai... ne-am întâlnit atunci, de atunci, am făcut împreună da, niște lucruri hai să... importante. Da, dar păi Asta e, de fapt, ce mi-aduc aminte când m-ai sunat, eram în zăpadă, undeva mai jos de Râmnicul sărat și ai zis că vrei să vii cu niște tiruri cu mâncare și eu vedeam ce se întâmplă acolo. Și te-am și... întrebat de ce are de, nevoie de românia. De Ce are în nevoie, da, și în momentul acela eu mă uitam la o trupă de pompieri care erau de zile în șir, dădeau zăpadă pe acolo și un om își scotea șosetele din picior și se le storcea de apă, se încălța și Uh, mergeam mai departe să scoate oameni din zăpadă și mi s-a făcut jenă și ți-am zis, uite, la ce mă uit, dacă putem, hai să facem pentru oamenii ăștia. Și ai ajutat atunci cu un milion de euro. nu eu, de... eu, hai să nu, că eu ca... n-am milioane de euro. Dacă, dacă, dacă eu nu vorbeam cu tine greșit. și tu nu apăsai unde trebuie da, pe niște butani. Eram, da, Eram într-o poziție în care am putut să fac asta și am avut oameni în jurul meu și care Și după aceea, -a spus, iarăși da. mi-aduc aminte, vezi că în momentele astea mie îmi rămân așa în memorie, eram la Cluj, nu știu ce făceam pe la Cluj, dar eram la o cărciumare, eram singur și mâncam o ciorbă și mai Sunați, mă întreb câți bani mai avem pentru spital, nevoie și eu neștiind am zis vreo milioane și tu ai zis dacă dau 10 <laughs> <laughs> iarăși ne vin bani de la tine ci apăsăm pe niște butoane și să-ți dea Dumnezeu sănătate că ai apăsat pe el uite tale, vezi, bine a fost Uite vezi așa uh, uh, ne întrebam pu puțin mai devreme de ce are nevoie România are nevoie de educație, așa cum mm -hmm. ai spus tu, dar eu cred că are nevoie de astfel de oameni care să se întâlnească și care împreună să facă lucruri mari, și mai mult decât atât, cred că e nevoie și de o masă critică de oameni care să pună mai multă presiune pe cei pe care da. noi votăm. Ca să ajungi la oameni care uh, fac lucruri, să mari sau fac niște lucruri, cred că ar trebui să pornim. Uh, omul care ne aude pe noi acum ar trebui să pornească de la a dărui ceva foarte simplu și la îndemână, un zâmbet. Știi? De acolo ar trebui, să, ar trebui să renunțăm la încrâncenare și la privirile astea pe care ni le dăm și la... Găpt. Că, dacă noi spargem cu zâmbet, așa, o să dispară ușor, ușor și griul care ne înconjoară și la un moment dat vor dispărea și gunoile, dacă vom reuși să renunțăm la, la încrâncenare, la eu pentru mine, eu cu mine, eu mi-am încuiat ușa, mie mi-e bine, totul e pentru, și totul este despre mine. Hai să ne uităm și la celălalt. Și odată ce i-am dat un zâmbet, poate mâine îi dăm o cană cu apă, poi mâine și răz, poi mine, reușim să ne ducem să-l ducem sau să-l aducem de la spital. Uneori îți pierzi uh, speranța și uh, știi că eu în toți anii ăștia, făcând lucruri bune pentru oameni, să că mi-am pierdut speranța și m-am întrebat dacă Face sens dacă e o, doar o picătură într-un ocean. Însă, ceea ce faceți voi la România Te Iubesc este important într-o foarte mare măsură pentru că ați trecut puțin granița asta de a fi doar jurnaliști, de a informa. România la Pet este, a fost un alt material extraordinar realizat de Rareș Năstase, da. în care am văzut o altă realitate pe care cumva o bănuim. Am bănuit-o, o spunem și noi, am spus-o și eu aici, la misiunea verde. Uh, a, apa, apa noastră, resursa vitală mm -hmm. din România, este odată din ce în ce mai puțină, și nu doar aici, dar este plină de microplastic. Da. Care nu uh, ies din pământ, sau mai nou încep să iasă și din pământ, uh, sunt aruncate de oameni a făcut rare și acest material, am făcut și eu, au făcut și colegii mei și, și, am făcut mai multe materiale în care am spus astfel de povești. Acum câțiva ani, când Bicazul era sufocat de peturi, am luat o barcă cu niște domni de la Salvamon, de la Vatra Dorne și am coborât pe Bistrița și era foarte simplu să vezi cine aruncă gunoaiele. De unde vin gunoaiele la în lac? din monte, Hai să vedem ce ne aruncă. Și dacă mergi cu barca pe Bistrița, treci pe lângă gospodăriile oamenilor care își aruncă gunoiul în, în apă. Speranța că apa o să... Și am descoperit tot felul de... Inclusiv polițistul dintr-un sat de ăsta, care era declarat și sat european, nu știu pe undeva pe sus, pe acolo. Uh, minunat sat. Polițistul din sat își făcuse pe malul Bistriței din niște cauciucuri o platformă să-și parcheze mașina. Uh, gunoaie. Dacă am vrea să rezolvăm situația asta, ar fi foarte simplu. Eu dacă aș lucra la garda de mediu, asta aș face. Aș lua-o pe firul apei și unde văd gunoi, mă duc și -i dau amendă. Mă opresc la următoarea, îi dau amendă. Dau amendă, dau amendă, dau amendă. Nu se întâmplă. M-am dus la garda de mediu la Neamț, după ce am coborât pe râu. A, pe malul Bicaz l-am prins pe unul care și arunca gunoiul din cu o mașină de teren, adică nu era neca nimeni din căruță, avea o mașină de teren cu remorcă și arunca gunoi pe. Și l-am l-am găsit acolo, în uh, faptă. Și l-am pus să urce în mașină de tot ce a aruncat și să ducă acasă sau să ducă în altă parte, dar nu acolo. Dar da, pe tine de lumea te-a recunoscut ministrul da, mediului? Da, a, altfel, a, unde vreau să ajung? Și m-am dus la garda de mediu și am spus am găsit un om și a zis Da, oh, ce tare, noi n-am prins niciodată. Cât era ceasul când l-ați găsit? Uh -huh. Păi nu știu, era 5-6. Hai vedeți că noi terminăm la ora 4 și vineri la ora 2. Ei, asta vreau să spun, pe tine te știe lumea, pe mine mă știe lumea. Ministrul Mediului, atunci când l-am întrebat de ce nu dă amenzi, mi-a spus că nu au suficienți oameni. Revenim în câteva clipe să continuăm discuția și să vedem cum trăim în toată situația asta. Rămâneți pe Europa FM! Am revenit, suntem la misiunea verde, Alex Dima de la România te iubesc, alături de mine la această ediție specială Misiunea Verde. Alex. Stai un pic, că am rămas până înainte de a trece. Cum adică a zis ministrul că nu are oameni să dea amenzi? Da. Să-i dea afară pe oia pe care i are și să angajeze alții. Să-i dea afară. Da. Și cine vine în locul lor? Cine vine să lucreze la Ministerul Mediului, la Garda de Mediu? Cine? Oameni. Oameni. Cu siguranță în sistem, pentru că altfel chiar ne întindeau câinii de tot pe aici, în fiecare instituție există niște oameni, la prostul satului care duce instituția aia care își face datoria, care bă, pentru că altfel chiar era în praf. Dar și în poliție, și în spitale, și în garda de mediu și peste tot sunt niște oameni care își fac datoria. Sunt Ministrul, niște... dacă ar vrea să facă niște lucruri, pe oamenii ăia s-ar duce și ar scoate și în Și de față. ce nu vrea să facă? E, asta e altă poveste, că e politică. E, uite, a fost băiatul ăsta de a fost la garda de mediu, șef... Octavian bărcea. Așa, da. De ce nu te duci și vorbești cu Berceanu că... Începuse de nebun, așa să facă, să ducea, să rea gardul. Singur. Face în continuare, el a el rămas. Face, un... dar a rămas nu mai are puterea pe care o avea la garda de mediu. A rămas acum un ong care maxim flăre de la marginea gardului și nu mai da foc acolo. Știi și... ce nu înțeleg eu? Oamenii ăștia, ministrul mediului, ale agriculturii, primul ministru, oamenii care sunt în sistem, toți trăiesc în această lume. Toți. Mm -hmm. Noi avem așa, în pământ, gunoaie. Da. Metale grele și foarte multe alte alte poveste, tot acolo da? la Baia Mare și în multe alte exact. locuri. Exact. În apa pe care o bem, care ajunge la noi, avem microplastic. În aerul pe care îl respirăm, tot și de particule de... în suspensie uh -huh. de la poluarea din trafic, de la industrie, da. din da, industriile din urbane. toate astea, toate astea sunt un război pe care noi îl ducem. Da. E așa ca un război mut care și duce la boală și... și la moarte. Și părem și un pic tâmpiți. Că și activiști. Răzbări. Da, de noi, câte noi... ori ai văzut pe centrul uh, capitalei, a, cum s-a ieșit la ordonanță sau la așa, oameni care să urle, lăsați-ne să respirăm. De nu ce? Asta vreau să întreb. Nu, nu ne este. Pasă. Nu ne pasă sau nu avem da. informația sau nu înțelegem. Nu, sau nu sunt pasă. alte probleme nu mai ne grave. Dar eu îți arăt cu subiect și predicat. E Pre uh, viața noastră, Alex, asta vreau să ne spun. Da, este despre da. viața noastră, adică nu, nu este pasă. despre un activism de mediu de că lucrurile pot fi duse și mai jos. E vorba de viața noastră. În viața noastră nu facem sport. În viața noastră nu. noi folosim corpurile noi facem... noastre ca niște tomberoane în care aruncăm tot felul de mâncăruri, ne păsându-ne. Da, de... da. Se întâmplă toate lucrurile astea într-o Românie care nu are spitale, care da? nu face prevenție. Da. da. Unde da. să ajungem? Sau... Păi ajungem Ce? în momentul în care... E de, de la mine trebuie să pun de la mine, de la tine, dar nu, nu de la mine, Alex, de la mine omul, omul, eu... Om simplu, eu vreau să. Ce schimb să facă omul ceva. simplu? Uite, da, spunem, uite, omul... dacă ne ascultă acum. Foarte mulți oameni, da? Sunt ascultătorii mei fideli. Să bea, ce uh, să facă? Zici tu că apa are, dar în primul rând să bei apă. <laughs> să be de apă unde? Și, de să la faci, pet? Să bei apă Din și magazin? să faci sport. De unde bei apă acum? Că nu toată apa e murdare de... Dar bei apă și faci sport. Știi? De aici și fii atent ce mănânci. După care e povestea asta că de aici trebuie să o luăm. Aici e educația pe care copilul nu o primește în școală. fi mea e în școală, e clasa 8-a. Uh, și mă uit la ce învață. Unele lucruri sunt bune, dar nu învață chestii aplicate, să lucreze în echipă, să lucreze unii cu alții, să ne uităm, cum spuneam, zâmbind unul la altul. Nu, ei sunt pe individ, competiție. eu trebuie să tractare, eu trebuie să intru la liceu, eu sunt... La... De aici, de la mine, omul care vrea cumva să-și schimbe viața și să-și apere drepturile, să-și le cunoască și să se lupte pentru ele. De câte ori am văzut în centrul Bucureștiului oameni la protest că nu putem să respirăm. Niciodată. Sau dacă am văzut, am văzut câțiva oameni care par nebuni. De câte ori am văzut că apa este poluată. Am arătat de atâtea ori, știi cum arată din dronă, de am rămas, am crezut că ceva este defect sau că întâlnirea dintre Dâmbovița și Argeș, în momentul în care dau un, undeva la vreo, cred că 30 ceva de kilometri de București în aval, Dâmbovița este neagră pentru că de la glina și în momentul ăsta încă se întâmplă treaba asta, când am filmat, cred că ultima dată, acum un an și jumătate, 2 metri cub de apă epurată, sumart, care e neagră, pe secundă, în Dâmbovița. Și, practic, Dâmbovița de la glină se transformă într-o mizerie, într-o pastă neagră care curge și se întâlnește cu Argeșul. Și când am făcut povestea cu un fluvi de prostie și am venit cu barca pe Dunăre, când ajungi la vărsarea Argeșului, pute. A, nu, a. în Dunăre. Începe să miroase. Dacă te duci pe partea asta, bă, pe, pe, prin oraș, și ajungi, cumva te ești învățat cu mirosul, habar n-am. Dar când am venit pe apă, mergi pe apă, totul e așa și dintr-o dată începe să miroase. Ce doamne miroase! Și apărea argeșul în calea noastră, pute. Și pute de la Peste Dâmbovița... Tot. Peste tot. Și ăsta e un semn care ar trebui da. să... și există niște oameni la apele române pe care i-am chemat și acolo la fața locului și au venit niște doamne cu cercei și tocuri care erau inspectori de mediu cum, Doamne, iartă-mă, poți să faci treaba asta în tocuri, să te bagi și să te arunci pe unde m-am aruncat eu pe acolo, ca să vezi de unde bă, varsă ăștia apa. Cum am găsit și la păduri doi uh, inspectori de de, de uh, ITRSV-ul cu, cu forestierii, uh, eu eram, aveam noroi în urechi, în nas, în, eram plin de noroi pentru că prinsesem pe unii la tăiat și am alergat cu tafurile pe niște coaste și am și găsit, i-am prins până la urmă, și m-am găsit cu doi inspectori la Vidra, în ocolul Silviu, care știam unii de alții că suntem și ei știau de mine și eu știam de ei. De o săptămână eram împreună pe acolo. Ei aveau pantof de lac, erau la costum, la cravată, la nu știu ce. Nu, ieșise de acolo, din hotel. Și păi, uitați-vă la mine. Cum a... Păi nu că ne-am îmbrăcat acum, pentru că știam că ne vedem cu dumneavoastră, nu puteam să ne vedem. Păi dacă. Da. Păi, Vă-ți datoria acolo unde ești. Ești ministru, ok. Hai cu, Hai cu mine hai cu Octavian, hai, dar numai mai hai o dată. Că... Hai că trebuie să mai facem o mică pauză, hai. să vorbim și despre ceva bun, ca să terminăm într-un într, -un, într -un <laughs> o rețetă de cozonac. Sunt aici împreună cu Alex Dima de la România Te Iubesc, vă aștept în câteva clipe, Re-luăm discuția, suntem la Misiunea Verde. Ediție specială Misiunea Verde, sunt foarte fericită să l-am alături de mine pe Alex Dima, de la România te iubesc. Mai poți să iubești România? Acum câțiva ani când am început noi uh, povestea asta și dădeam tot fel de comunicate și de așa, dar am enervat PR-ul uh, proului că am zis, eu nu iubesc România. Deci <laughs> <laughs> nu iubesc România. Cum să... Eu nu pot să zic că iubesc România la pachet asta e România, ea și iubește. Nu, iubesc părți din România. Uite, am pe mine un tricou cu noi facem un spital, dărăște viață. Cum să nu le iubești pe fetele care construiesc un spital? Cum să nu iubești pe Bogdan de la Casa Șer, pe oamenii care sunt la așezământul de la Rădău, se ocupă de copii? Cum să nu iubești oamenii care se ocupă de mediu, de luptă, plantează, fac, de, au grijă de ape? De... Bucata asta de România o iubesc. Oameni care ne duc în afară cu muzica. Uite, vorbeam de Alexandru Tomescu. Cum să nu iubești? Deci, Bucățile astea de Românie, eu le iubesc. Dar nu pot să zic că iubesc, ce spuneai la început, povestea de la Baia Mare și n-am cum. Și atunci, până când doi ajunge și nu cred că o să ajung vreodată să iubesc pachetul, uite, ți dă coletul ăsta, asta e România, ea și iubește. Și totuși trebuie să trebuie. Suntem aici, trăim în România, am ales să rămânem aici și trebuie să mergem mai departe. Pentru că vorbeam despre... Știi, când spui că ești un activist de mediu, că îți dorești să schimbi lucrurile în zona asta, lumea se uită ciudat la tine. Du-te la mis. Da, exact. <laughs> să schimbăm lumea. Da, da, da. Problema este, și așa să te întreb, având în vedere că situația, tu o știi mai bine poate decât oricine, pentru că tu ai fost pe teren, tu ești acolo, tu ai văzut cu ochii tăi toate lucrurile astea și faptul că de la pământul pe care noi ar trebui să, din care trebuie să ne, să ne, luăm, hrana, apa, aerul, toate sunt atât de poluate încât uh, știm către ce ne duce. Este asta o... Poate fi considerată un atentat la sănătatea oamenilor, la siguranța da. oamenilor? Da, eu când aveam și Lipsa încă, lor de acțiune poate fi considerat. Încă nu le-am pus în cui poveștile mele cu păduri, că o să mă întorc în pădure. Am dat până acum șase ediții de România te iubesc despre România mare de frișare și de fiecare dată am spus că ăsta este un atentat la uh, aerul pe care și la dreptul meu la aer și la dreptul copiilor noștri și cu asta m-am tot zbătut. Și când s-a schimbat legea, fix pe asta am mers. și că există la... drepturile oamenilor, dreptul la hrană, dreptul la accesul la da, apă, da. dreptul la educație, există. dreptul la... există Există. Dar drepturile astea, în primul rând, că trebuie să ni le cunoaștem. Și pe urmă trebuie să ni le cerem și să ni le apărăm. Și mă întorc la lipsa de acțiune. Întotdeauna ne-am. Ne Așa suntem noi, nu știu, construiți. Una să ne plângem și, doi, să vină cineva și să ne. Să ne să facă ce e de făcut. Tot vreau să te întreb ceva și vreau să duc tema asta și subiectul ăsta la un alt nivel. De-aia te-am întrebat dacă este, pentru că toate sunt o problemă de siguranță națională, de la poluarea apelor, a pământului, a aerului, tăierea a, pomilor, arborilor, pădurilor, toate sunt atentate la siguranța națională. Este asta o temă demnă de cel mai... În alt om din stat care ar putea și care și-a propus să facă și o păi, Românie educată. Bă, uite ce bună întrebare. Înainte ca cel mai important om din stat, actualul, important om din stat să ajungă, să ajungă unde e, eu mă luptam prin păduri. Și tot luptându m-am întâlnit, da, erau oameni de meserie care făceau asta, am mers la academie, și am lucrat împreună pentru că avea nevoie de informații, povesteam ce se întâmplă în teren și am ajuns la concluzia că, de fapt, noi nu avem o legislație. care Și am mers mai departe pe povestea asta cu atentatul la siguranța națională uh, și am zis, ok, hai să băgăm în lege treaba asta. Și la prima conferință a acestui domn de, zici că e cel mai important din stat, uh, colegul meu care era pe politic la vremea respectivă, asta l-a întrebat, Te am zis, mm -hmm. întreabă la prima conferință dacă el consideră, pentru că ce se întâmplase? Uh, am venit cu propunerea asta. E greu să faci o lege, tu, jurnalist sau societate civilă, și atunci cel mai bine e să convingi de parlamentari că asta este important. Și pe vremea era domnul Zgonea, cred că era la Camera Deputaților în perioada aia. Și nu mai știu cine, era pe la PNL. În fine, și m-am dus la PNL cu povestea asta era un domn scutaru pe la, nu știu ce, comisie, uh, și le-am zis, uite, atentat la siguranța națională, o, oh, da, super idee, Bă, scrie, Bă, așa, așa, mi s-a zis, păi scrie tu, cum să scriu lege, eu nu știu să scriu lege, scrie, și m-am apucat și am scris cum am știut eu, ca Dacă prost, ai făcut un așa, un așa, da, hai să uit, așa, 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 așa asta ar trebui, m-am și, da, hai că o dăm noi la oameni la făcut, la... Au, au ieșit cu ea, era gata, au depus-o, Uh, dar numai că au depus-o în momentul în care au intrat în opoziție. Cât au fost la putere, n-au depus-o. În momentul în care au intrat în opoziție, au ieșit cu chestia asta. Uh, normal că ea a fost respinsă, pentru că nu aveam și susținea PSD-ului, aveam doar a pnl dar PNL-ul, mă repet, cât a fost în, la putere, n-a făcut-o. Vorbim de 2014 sau pe acolo. Și eram în această situație. Aveam o lege care stătea într-un sertar, bașca și serviciile speciale, fiind Siguranța Națională, aveau niște amendamente acolo și nu funcționa. Și când a ieșit domnul ăsta important din stat. În România, da, faptelor a faptelor bune sau cum. Nu, nu știu cum of. se. Uh, nu, mă rog, a scris o carte. A, da, să fie, <laughs> să fie sănătos. Uh, și aici, la prima conferință, asta colegul meu l-am pus să întrebe. Considerați că tăierile masive din pădurile României sunt atentate la siguranța națională? El ce putea să zică? Nu? A zis da. Și atunci eu am pus mâna pe telefon, am sunat pe acești domn de la PNL și am zis, uitați, aveți om acolo, acum și acum e momentul. Și au băgat legea și s-a votat și există. În legea siguranței naționale există bă, bă, paragraf că tăierile masive, dar mai mult au făcut-o și mai bine în Parlament. Și dacă atentezi la ce e în subsol, dacă atentezi la apă. Deci există paragraf în legea siguranței naționale care se referă strict la povești de genul ăsta, doar că n-au dat norme. Ca și în multe alte situații. Da, nu, da. Și suntem tot pe aici. Și eu o să mă întorc cât de curând, în păduri, pentru că am niște fire și o să mă întorc și la povestea asta. Ne întoarcem și noi la discuție, pentru că să ne apropiem de sfârșitul ediției Vezi că și n-am reușit de, să găsim de lucruri bune. bune. Așa că revenim, rămâneți alături de Europa FM, Alex Dima de la România, te iubesc, este aici. Suntem la Misiunea Verde împreună cu Alex Dima de la România, te iubesc. Alex, mai avem foarte puțin și eu aveam atât de multe alte întrebări să-ți adresez, nici nu știu cu ce să încep. Uh, vorbești, ai vorbit despre defrișări, am vorbit despre educație, am vorbit despre atentat la asiguranța națională, despre faptul că președintele României ar trebui să ia acest subiect și să... Nu că l-a luat. L-a luat, luat dar nu l -a l -a pus. Într și l-a pus într-un buzunar. Așa, cam... l-a pus undeva ascuns. Da. Um, Există ceva bun, totuși, faci lucrul ăsta de foarte mulți ani. Mm -hmm. S-a schimbat ceva în România, totuși, din perspectiva cu asta. Siguranță. dăm ceva bun. Mă întorc, uite-te la tricoul pe care îl port. Și, dar bă, ai da, făcut-o da, da, de, oa de, de oameni din afara sistemului. Da, care s-au luptat cu sistemul da, eu, și care da, încă da, se Oamenii ăștia, când am zis că schimbarea dar ar trebui să înceapă cu mine, eu, omul simplu și așa, eu nu m-am referit. Ar fi ideal să înceapă cu omul ăla din birou care are putere și... Dar... Eu la oameni ăștia mă uit și mă încarc în momentul în care mă uit și le spunem poveștile, pentru că poveștile lor trebuie să fie cunoscute, poveștile lor trebuie să fie susținute, și de ce nu ca exemplu, că poate cineva se apucă să facă și el o poveste. Și sunt foarte multe. Eu pe oameni ăștia îi numesc celule, celule care ne țin uh, sănătoși și uh, zdrave la Și în viață, la, la, și în acțiune cap și la acțiune și pentru că ei fac, ei cumva au ieșit din zona de confort, pentru că despre asta e vorba. După ce te-ai uitat în tine și ai zis, ok, hai să schimb, trebuie să ieși din zona de confort și să trăiești un pic altfel față de cum trăiai acum. Să nu mai arunci, să deschizi geamul și să-ți arunci țigara, guma, să scuipi, să... Mai e cred un că, gunoi de, de pe stradă. Așa, de pe aici, cred că e un ABC de ăsta, ABC-ul ăla foarte simplu, dar foarte important. În momentul în care o să renunți la niște obiceiuri de genul ăsta, cu siguranță vei fi în stare să faci un un pic mai mult după aceea și o să vezi că te simți tu bine, tu cu tine. Despre asta e vorba, că... Totuși, nu, nu pot să închei fără să vorbesc un pic despre Marea de Frișare, mm. despre tot ce am văzut acolo și cum te doare sufletul să vezi ce se întâmplă și cum oameni din sistem vin și spun cu atâta sinceritate tăiem ca să trăim. Cum pot fi opriți oamenii ăștia, Alex? Um... În eu cred că pot trăi și dacă ajung într-o zonă cu niște fiare la geam. Mm -hmm. și o să vadă că pot să trăiască. Am avut și exemple de povești de astea, de au ajuns acolo unde le era locul. Nu atât de mult, nu, nu doresc să ajungă nimeni la pușcăriul, dar când vezi ce lasă în urmă, îți dorești să ajungă. Nu au ajuns pe cât meritau, dar ce puțin au ajuns o vreme și au văzut cum este să trăiești în confortul dintr-o pușcărie. Că dacă așa, asta e filozofia, tăiem ca să trăim. Uh, Iarăși, eu, eu, eu cred, nu o să ne schimbăm niciodată dacă nu ne schimbăm la nivel de persoană și la nivel de comunitate. Adică, dacă eu mă schimb și dau cumătura la mine pe scara blocului pentru că e murdar, la un moment dat vor veni și niște vecini și fac cura la mine. Nu o să vină niciodată de la domnul ăla foarte important sau altul, că nu contează cine e acolo foarte sus să vină să schimbe viața. Ar fi ideal să avem, avem, să avem, să ne uităm la un far de asta și să facem tot ce face farul. Nu poți. Da, da. Și atunci trebuie să pornesc eu. Da, da, știu, ești foarte idealist și tu, ca dar și nu, mine, și optimist, da, da, dar acest tip de educație pe care trebuie să ne facem noi. Singura. Să știi că în alte țări n-a funcționat, sincer, alte țări mult mai civilizate decât este noi, cu singura. un nivel de educație mult mai înalt, fără o legislație. Îți ceva bun? Da. Este, asta e singura soluție. Fără o legislație care să fie pusă în practică, vreau să spun, și fără amenzi. Adică eu cred totuși că este un lucru bun greșești, plătești. Asta e un lucru bun. Da. Uh, hai, să, hai, să, te întreb așa. Uh, știm că atunci când deci te... nu mă lași să la sfârșit povestea asta. Te las, te las. Bă, da, Deci eu, eu să fac lucruri, nu trebuie să aștept să vină nimeni să facă pentru mine. De acolo trebuie să pornim. Dacă nu înțelegem lucrurile astea, Se ne vom fac tot... lucruri. sunt ONG-uri, sunt oameni, sunt voluntari. Mm -hmm. a, a, a fost de curând zis. ziua voluntarilor. Sunt mulți oameni în România. Eu mă străduiesc ca la fiecare ediție să-i să promovez. Îi caut pe peste tot și au început să vină ei spre mine. Sunt. Celule. Celule. Sunt celule. Eu știu că atunci când te iei la trântă cu problemele de mediu mai ales când ești jurnalist în România, dar nu numai, riști să ieși șifonat. Ai fost amenințat? Am fost amenințat, au fost și momente mai tensionate, dar din fericire, am mai zis -o și o repet și sper să nu fiu în situația în care să spun și altceva, până acum am alergat tot timpul în spate. De obicei e bine să alergi în față <laughs> ca să câștigi, dar eu prefer varianta asta în care alerg eu în spate și sunt ultimul care alergă și restul se duc în față. Uh, până acum cam asta a fost ce Nu te-a prins nimeni? Uh, nu că nu m-a prins. Nu a, -a pe, fost situația în care eu să fug și ei să fugă după mine. Uh, a fost invers. Și slavă cerului că a fost uh, așa. M-am gândit... În tot timpul acestei emisiuni, care, care ce te mână în lupta asta, dincolo de faptul că ești un jurnalist foarte bun, că ai atâția ani de experiență, că te afli într-o poziție în care poți să ajut și să schimbi lucrurile. Și mi-am adus aminte de discuția noastră de acum foarte mulți ani când ți-am spus, Alex, este minunat ce faci, dar. Încearcă să și schimb lucrurile cumva. Și mi-ai spus, nu e rostul meu, eu sunt jurnalist. Nu eu trebuie doar să informez. Te-ai schimbat, asta vreau să spun. <laughs> și ai, ai, ai ajuns. Da, erau acum foarte ani. Să, să, să faci nu ce ți-am spus eu ci ce ai simțit că nu cred că mai ții minte că asta a fost discuția, faci asta și pentru copiii tăi. Da, în primul rând pentru ei. De fiecare dată mă gândesc Și, pentru atunci, și atunci, pentru că suntem pe final, dacă ai fi ministrul mediului, sau primul ministru, sau pe chiar președintele acestei țări? Care ar fi primul A. lucru pe care l-ai face pentru ca această țară să meargă un, pe un drum bun pentru toți copiii din această țară? Nu avem timp acum să-mi expun toată platforma. <laughs> <laughs> Trebuie <laughs> să te fi -aș, gândit. Aș, aș încerca să mă înconjur de oamenii care fac lucruri și să fiu foarte, la, la, foarte atent la, la cei care sunt pe lângă și să mă debarasez de ei. Aș, aș încerca să fac treaba asta. Știu că sună așa, am discutat cu miniștrii de-a lungul anilor, nu e o treabă ușoară la un moment dat am găsit un ministru care se înconjurase fix de bă, unul dintre oamenii pe care îl luase de încredere, era din ăștia de i-am găsit -o la vidra, de era îmbrăcat la costum și știam că e corupt și așa și îl luase de bun. E foarte greu să ceri întrebarea asta, dar asta și încerca să mă înconjur de oameni de acțiune și aș încerca să rezolv măcar o parte ca să fie dată ca exemplu că s-a întâmplat și că, uite, acolo lucrurile funcționează și așa ar trebui să se întâmple. Adică nu m-aș risipi încercând să fac tot, pentru că nu poți să faci treaba asta. Dacă ar fi, după mine, dacă eu aș fi acolo unde zici, aș face drumuri, autostrăzi, aș uni țara asta cu Europa și aș lua bani de la orice altceva, inclusiv de la spitale și de la educație, aș lua să bag în autostrăzi și în drumuri. Pentru că vedem în partea României care a reușit să fie cu autostradă. Dar cu impact unde, de mediu unde, minim, da. Unde există autostradă, lucrurile au început să se miște. Da, da și totul cu responsabilitate deci și asta, cu studii de fezabilitate corecte aș și cu impact face, de mediu aș face minim lucruri spre ca zero. Poate fi luate ca exemplu. Îți mulțumesc foarte mult și. Uh, Îți urez să ai sărbători frumoase, liniștite, Drău. să ai un sfârșit de an, dacă se poate, da. mai relaxat. Eu întotdeauna spun să căutăm în jurul nostru motive pentru a spune România te iubesc, să le căutăm. Iar dacă nu le găsim, atunci să le construim. Așa să facem. Ai o medalie verde din partea mea și a emisiunii. Mulțumesc. Misiunea Verde, o medalie verde care, pe care să o porți în sufletul tău și anul viitor și să ne revedem sau să ne reauzim, vom vedea dacă ne reauzim sau revedem, tot la o misiune verde despre ce se va întâmpla în viitor, pentru că va fi greu. Îți mulțumesc încă o dată. Să zâmbiți. Să zâmbim, le mulțumesc și eu celor care au fost alături de noi la Misiunea Verde de astăzi. Ne reauzim și sâmbăta viitoare de la ora 11, tot cu o ediție specială. Rămâneți cu bine! Zâmbiți! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.